Domn Vasile, bine v-am găsit. Îmi pare rău că v-ați pomenit în situația asta. Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu dumneavoastră ca să înțeleagă și cei care ne privesc acum. Cum v-ați pomenit intuit la pat? Da, ne-am culcat, a trecut insultul noaptea, scol dimineață și gata. Așa 3 zile la mine. Înainte de asta am mai dorit schinare. Eu credeam că schinarea mă doare. De el cred că nu era schinarea, el era în cap de Amira. Și l-a trecut 1, 2, 3, 4, 5, păi și te-a dat jos de picioare. Eu nici nu știam că e insult, eu credeam spatele mă doare. Dumneavoastră aveți dureri la spate? Da, la mine lucru spate. Și într-o zi o prăit, s-a dus mă până după cap. Și îi las că mai trece, noi facem sara friecții cu fel de unsuri și trece. Și de vădă mă sculam, parcă e bine, parcă e bine. Sara iar rău. Și când v-ați trezit dimineața, în ce stare era? Adică cum ați simțit dumneavoastră că aveți ceva? Eu n-am știut că e insult. Eu credeam că e schinarea. Dar de încălduri, capul m-a durut. Da? Schinarea m-a durut 7 martie, dar capul început pe 15, 16, 3 zile la rând. Și nu știu, cred că de la schinare mă doare. Că a trece el. Dar mâna, piciorul nu vă dureau? Nu mă durea, dar începe să rețină mai târziu, întârzie. Când vrea să pășesc sau eu să întind mâna, adică întârzie. Era atât la loc, dar întârzie. Oleac. Și ce ați făcut? V-ați dus la medic sau ce ați făcut? Da, eu am sunat la noi, la neurolog, dar la noi eu zic că la rând, peste 2 săptămâni. Ei, zic că e prea mult, eu vreau mai rău, de amont trebuie. M-am dus la Rășcanu, la Policlinica 6. Acolo tot e rândul, zic că dacă vrei, așteaptă acolo la ușă, dar nu te înscrii la rând, că rândurile sunt scrise dinainte. Așteaptă la ușă, dar poate să prânească, dar poate să nu te prânească. Ai șes degeaba, eu știu. Și ai văzut, dacă apoi m-a îndreptat cineva la policlinica numărul 1, la 31 august m-am dus. Acolo mi-a scris îndreptare și m-am dus la neurolog. Și am trecut la neurolog și să mă doare schinarea, nu știu, să reține mâna și ciorul. Întârzi, mai târziu. E deci, clasă că să licuim schinarea pe urmă de aici și să rămâie pe urmă. Dar nu și-o dat seama ce nu aveți dumneavoastră. Nu și-o dat seama, asta e problema. Și am primit injecții, 3 injecții, una în magneziu și încă 2 în bucă. Cât timp? 10 zile am primit 3 injecții. Mă ducem de aici de la noi, mă ducem la 31 august în toată ziua, 10 zile la rând. Am primit injecțiile și așa, parcă era mai bine. Dar, putuși, ne-am dus la spitalul 3 pe data de 9 aprilie, asta, 2019. Și am trecut atunci aparatul la cap și acolo a arătat chestii insult și mai multe. Cum arăta pe foaie și așa, vreo 4-5 undeva, rupt, adică. Ia că aici a trecut insultul. Partea dreaptă și partea stângă începe să reții. Când dădem să măsui pe scări, de-am, la spitalul 3, de-am, nu puteam să pășesc cu ciorul stâng. Ridicam tot numai dreptul și dreptul, dreptul. Dreptul și punem, tragem ciorul stâng de urmă și apoi dreptul iară pășem. Tot așa. Dar medicul care și-o dat seama deja ce aveți, nu v-a întrebat de ce nu ați venit mai devreme? M-a întrebat, dar pe i-am spus, zic, eu m-am adresat, dar pe i-am spus că lecuim schinarea și vedem la zi și strămâie. Ei, el ce e vinovat, acolo la spitalul 1, dar acolo e altă. Eu vreau să mă duc aici la spitalul 3, dar cacta n-am ajuns eu până la dânsul. Și ce urma după asta, după ce medicul și-o dat seama ce aveți? Am primit tratament pentru insult la cap, 16 zile am primit, normal atunci. Și v-a ajutat cumva? Da, m-a ajutat că eu ca tare când ai dat ieșit picioare de la stau. Și încă după aceea am primit tratament, am mai luat pastile și mi-a dat acasă. Injecții am primit. S-a terminat tratamentul și ăla și acasă a început mai rău. Mai slab, mai slab. Când dumneavoastră deja ați căzut la pat? 5 iunie de-am. 2019. 5 iunie de-am gata, n-am mai putut să mă scol. Tot așa dimineața v-ați trezit și nu mai puteați să vă mișcați? Sau cum a fost? Da, el vezi că de-am, înainte de asta, tot mai rău, de-am mă sculau cu desâla, mă ajutau, mă conduc eu. Și de-am 5 n-am mai putut deloc să mă scol. Nici să mă conduc și nimeni. Și n-ați chemat ambulanța, nu v-ați dus din nou la spital? Nu. Dar medicii atunci ce spuneau, domnul Vasile? O să vă reveniți, există proceduri de recuperare sau ce vă spuneau ei? Așa e boala. Trebuie să primești tratament și așa e insultul ăsta te faci. E puterile, trebuie să te înveți din nou.
Amirii, dacă în acesta, e așa, e așa, zi, puteți la pat. Nu-i numai pe mine. Alții deodată, că mi-e puternic, alții mai târâi picioare. Treptat. Tot e diferit. Tot este diferite, nu e tot una. Unul și același la fiecare noi. Dar ce v-au spus medicii? De la ce s-au luat? Nu știe nimeni, numai Domnul știe de-a. Probabil stres, probleme? Mai asta e toată problema. Care e la stresuri, care e la scârbă, la spaimă, la diferite. Prima perioadă, cine a avut grijă de dumneavoastră când v-ați pomenit la pat? Asta a doilea femeie. Locuiați la ea dumneavoastră? Da, locuiem acolo. Și de cine ați rămas acolo, dar ați ajuns aici la Chișinău? Policlinica, eu nu stau la evidență acolo. Trebuie la evidență să mă pui și trebuie grupa, trebuie spitalul. După locul de trai, acolo eu nu am locul de trai. Și medicul de familie nu e la mine. Acolo e medicul de familie, neurolog, spitalul, trei. Aveți vize de reședință aici? Da, viza de reședință, după viza de reședință. Acolo e primele zile ne-au ajutat, dar că nu să facem noi nimic aici, pentru că trebuie viza de reședință, le se trebuiască multe. Trebuie la spital, trebuie fiecare an, trebuie... Nu e așa cum nu vrem, durează schinare și-a trecut. Trebuie la locul de trai, trebuie la medic de familie, să te pui la evidență, la medic, la spital. Și când ați revenit aici, la Chișinău, soția a doua a venit cu dumneavoastră sau a rămas în sat? Nu, eu a venit aici, dar cum nu a rămas în cameră. E venit a doua, dar trebuie a venit și să mă ajute, adică. Dar de ce nu a rămas cu dumneavoastră? Păi prima soție nu-i dă voie. Aici când a vorbit în casă, zic, da, bine, bine că ăsta a doilea, zic, hai să ajut tu două zile, eu două zile nu mai ștală. E bine, bine, dar pe urmă, în afară de mine s-a dus și la Kelly, care i-a lăsat eu. Adică nici ea nu avea da, grijă din neastăși? La Kelly și-a schimbat și zamocul la ușă să nu intre. De ce-i luat Kelly lui Valea? De ce schimba zamocul? N-are și căuta aia la mine. Păi la mine vine, nu la tine. Tu trăiești cu atâta, dar eu trăiesc cu altcineva. Și aia tu ajută, tu și ajută ce. Așa e mai ușor ție, dar tot ce. Dar și treaba avea prima soție cu dumneavoastră? Mai aveți ceva în comun cu ea sau? Nu avem numai apartamentul, că trebuie să-l împărțim. Apartamentul în care stați acum da. Este și ea coproprietar, da? Da. L-ați cumpărat împreună? Asta l-am cumpărat împreună, trebuie să-i dau jumătate ea. Dar comun nu avem nimic, ea trăiește cu altul, eu trăiesc cu altcineva și gata. Dar cu ea dar câți ani ați fost împreună? Noi vreo 10 ani, din 89 până 99, dar 2000 de ani s-au stricat relații de gata. Da, de ce? Așa. Dacă nu vine acasă. Dispărie. E ce, din ochi cu nopțile, una, așa, pe două, așa, pe trei, așa, pe patru, pe săptămână, așa, pe două săptămâni și tot așa. Până și cu lunile a dispărut. Dar cum așa? Unde? Unde se ducea, domn Vasile? E că așa. Ce se faci? S-o bați, s-o ușiți? Dumneavoastră stăteați acasă, dar ea... Eu venim acasă, fetele sunt, copchii sunt, dar soția noi. Câteodată mă ducem și o ducem acasă dacă o găsim, dar dacă nu... Nu mai găsim, nu vine. Dar unde se afla ea? Unde, la cine stătea? La prieteni. Prieteni, la eu știu unii la ea. Dar cum credeți? De ce ea s-a schimbat? Spuneți că 10 ani ați fost cu ea împreună și s-a schimbat. Nu știu, mai avut 9 operații, 7 operații avut ea. Poate la ce s-a mai schimbat, da? Caracterul așa e. Așa îi place ea. Susținut că tot totul a avut un copil, pentru că a doilea copil pe urmă s-a dat drumul la hățări și s-a dus în drumurile ea. Timp de 10 ani de căsnicie, dumneavoastră aveți două fete cu ea. Da, 90-97. Cu ea ați trăit până în 99. Da. Ea după ce a plecat cu totul, fetele au rămas cu dumneavoastră sau s-a dus cu mama? Nu, 99 și a avut operații. Noi am lucrat încă împreună, 99, uh-huh. 2000, 2001, 2002, până la sfârșit am lucrat împreună. Dar pe urmă eu am trecut la alt lucru, eu la alt lucru. Și când i-au plecat cu totul? În ce an? 2007. În 2007? 2007, de-a mă vine așa clar cu tătă acasă. Vine când eu nu sunt acasă, adică nu, noi vedem pe altceva că eu fost acasă. Și ea când a plecat cu totul, prin 2007, fetele s-au dus cu ea sau au rămas cu dumneavoastră? Nu, fetele au trăit cu mine.
trăit cu mine până în 2015, când a smarit de mai 25 de ani. 8 ani dumneavoastră ați avut grijă de ele. Da, numai cu mine. Nu știu mai să dacă... Dar de ceva, poate nu vedem eu, dar... Da, mama venea să le vadă, adică fosta soției venea să le vadă pe fete. Ei vine că nu eram eu, eu nu o vedem. Azi mi-e tic ca la grădiniță, la școală, a fost grădinița peste drum, școala era în parcii la întâtăt, cu mine a fost. Și dumneavoastră ați avut grijă de ele, le îmbrăcați, mâncare? Ei, le îmbrăcam eu. Mâncare le ducem de tădem, asta era mare, asta mai mare, ei facem mâncare. Ei sunt învățate, le facem, ele sunt fete. Principalul să le duc de tăt acasă, să aibă și din ce face mâncare. Sunt învățat. În 2015, de ce ele au plecat de la dumneavoastră? Nu, asta mare de mare, 25 de ani. Tăteu, ce voi nu vă băgați cu amica, dar eu am 25 de ani, eu cât ați aștept pe voi. Și eu în Iohane și m-am mut la Victor. Tu ești la prieteni, nu ești? Da-s mică? Ei bine. Da-s mitic, s-a oprit la mamă, să tipa că azi mai mare aud cu un notebook-ul, dar acolo era contabilitatea la dânsa, știi că e, adică eu nu pot să-i las notebook, că eu am acolo lucru. E bine, las că îi cumpăra eu altul. Și a smitit că s-a oprit la mamsa, că, adică să fac lecțiile, că la mine nu era acasă. Pe urmă am cumpărat acela, un computer acasă. S-a oprit la mamsa și de m-a oprit acolo, să nu tot. Mai vine pe acasă de-a mai rar, adică și eu o sumă, mai vorbim cu dânsa, aici că azi că eu rămân aici. Și acum trăiește cu mama ei. Nu, e de mâi dusă, nu e și de mâna. E plecată din țară? E mai tine că e plecată, eu nu știu unde. Pentru că Livona e stânsă. Eu nici nu știu de stânsă. În 2015 ele au plecat de la dumneavoastră, în 2019 s-au întâmplat? Da, insultă. Trei din ani aici nu a trăit nimeni. Din 16, 17, 18 nu a trăit nimeni. Da, unde erați dumneavoastră? La soție, la două soții? Eram a doilea, da. Din 2019, sau mai bine zis, din 2015, voi perioada asta de 4 ani v-ați văzut cu fetele sau nu? Din 2015, când au plecat ele, până în 2019, vă vedeați cu fetele sau nu? Așa e mitic, cu Daniela am văzut-o. Dar cu cea mare? Așa e mare odată am văzut-o. Am și-am felicitat-o pentru să la ziua ei, 24 decembrie asta, 2015. Și de atunci nu ați mai văzut-o? Da, mai văzut odată, fost, atunci când a fost cu mamă să-i dau jumătate, mă, sau să-i dau jumătate din apartament, că îi trebuiește. Să-i dau 10.000 de euro, dar eu nu am 10.000 de euro, eu nu-ți dau. Așteaptă cu Paul, îmi vin, sau rezolva ceva, eu din să dar trebuie să luăm ca să vinzi asta. Rămâi fără vropesc și noi și copii, cum așa. Și de atunci n-am văzut, din 2016. Snow One. N-ați văzut-o deloc? Deloc n-am văzut-o. Și fata sunt mare. N-am văzut, numai telefon, cât am vorbit atunci, 2019, am vorbit pe telefon, când eram la pat. Dar de cât timp nu vă mai sună? E cam 20, așa. 2020. Dar unde este ea, ce cu viața ei? Pentru că eu nu știu unde e. Pentru că e la Chișinău. Dar sunt mică, e plecată. Azi mi-e că eu singur nu știu că e plecată. Dumneavoastră intuiți că ar fi plecată, da? Da. Și ea de cât timp nu vă mai sună, nu vine să vă vadă? Nu, tot 2020 mi-a vorbit cu asta ultima dată. Dar pe urmă când am mai sunat, apoi răspundea mamsa. O, n-ai și sunat la fată. O, dar păi fata mi-e și n-am eu drept să sun. N-ai și sunat, gata. Tot răspundea mamsa o dată, a doilea, a treilea. Dar pe urmă de-a mă văd că a dispărut telefonul și la... Nu mai există, s-au schimbat numărul. Domn Vasile, dumneavoastră, din ceea ce spuneți dumneavoastră, ați fost un tată exemplar. Un tată bun, care nu le-ați lăsat pe fete, ați fost lângă ele, cât mama a plecat. Nu m-am dus când aveam și le lăsa, că mânsa nu era acasă. Dacă era mamsa acasă, mă duceam și eu, că eu am toate categoriile la șovier. Mă ducem undeva la lucru, dar n-aveam cine să le ieși fetele. Dacă mă să nu doarme acasă, cu cine să le ieși. De ce fetele procedează astfel cu dumneavoastră? Pe că când să le întâlnesc, să le întreb. Eu nu le-am lipădat pensile, dar ele ca... Oricum, sunteți tatăl lor, le-ați dat viață. Acum aveți ocazia să le transmiteți un mesaj prin intermediul camerei. Ce le-ați spune fetelor, dacă ar vedea acest interviu? Ei, dar și să le spună.
Dacă nu vor să vin să mă vadă, ce să le fac? Nu vor treaba lor. Vă este doar de ele? Da. Eu cu deasâlă nu pot să le impun. Poate ele se gândesc că dumneavoastră așteptați ajutor de la ele. Dumneavoastră cred că ar fi suficient să vină să le vedeți măcar. Da. Dar prima soție vine la dumneavoastră? Nu vine. Nu vine, are bărbatul ei și vine la mine. Și nici nu ați dorit să vină, sau? Nu, ni dor. După ce a doua soție nu mai vinea la dumneavoastră, cu cine ați rămas? Cine avea grijă de dumneavoastră? Nu, pe cu Maria, ea are grijă de mine. Așa, pur și simplu, nu poate să vină la mine, se teme. Cu Maria, cum ați făcut cunoștință? Cum Maria a ajuns la dumneavoastră? Marina, mai bine zis. Găsit-o pe Macler. Dumneavoastră ați scris anunț în ziar? Da. Că aveți nevoie de asistent personal. Da, pe atunci scrie la telefon la Macler. Rămâie, nu e Macler, mai din. Și la telefon scrie și apar. Și m-a sunat și se întreabă ajutor. A venit și a făcut cunoștință și... Să încercăm dacă s-a primit ceva. Și tuleacă ne-am deprins. Cât de greu a fost la început, domn Vasile, fiind femeie cu atât mai mult cât străină, să aibă grijă de un bărbat de dumneavoastră? Ea trebuia să vă speli, să vă schimbi. Da, e greu la început. Vrei să urmă ceva și te-ai rușine? De cât timp ai la dumneavoastră? Din 2020, din 22 ianuarie. 4 ani. 4 ani, da. Primul an dumneavoastră ați plătit-o sau deja era angajat ca asistent? Nu, primul an i-am plătit eu din 22 ianuarie până pe 11 ianuarie 2021. 2021 pe 11 ianuarie de-am aranjat oficial și-o plătit statul 3 ani de țâlin. Ce face ea? Cum vă ajută? Face mâncare, cumpără mâncare, spală pe jos, unde facem baie, hainele spală la mașincă, o mașincă s-a stricat care am avut noi. Prima vremea noi cumpărată de 70 ani, e s-a stricat și tot ne-a dat ajutor la asistență și am cumpărat mașinca asta. Ne-a dat ajutor 6.000 de lei, pentru că e un frigider, că la noi e cam ruginit acela. Dar tot s-a stricat mașinca și mi-a cerut voie, să dați voie să iau mașinca, frigider lucrează gine, el e urât, dar lucrează gine. Deci să luăm mașinca, îți place, că e haider. Și am luat mașinca și am dus cecul și l-au fotografiat și el să vedă că eu am cheltuit banii anume pe într-un loc unde, adică nu e în zadare în cheltuit. Și mașinca asta de-am lucrează ca din 2021 în sfârșit, așa, noiembrie, decembrie. Și lucrează bine. Și Marina vă spală, vă îmbracă, vă schimbă, vă face mâncare? Da, de îmbrăcat nu pot să îmbrăc, mai scurtă încă pot să mai îmbrac, dar cu lungă nu pot deloc. Dar la baie tot ea vă, sau aici? În pat, baie. Pune în căldare apă și șampuni, cu înșerot mai și măștere așa în pat. Acolo, când, dacă vine și ne baie, un cumătru, mai înainte vă doi cumătru, mă băiet, mă. Vă dus în baie? Da, Maria nu poate. Ea vine dimineața la ce ori la dumneavoastră deja? Ei, la jumate, la 8 de-a mea vine câteodată și la 7 vine. Și până la ce oră stă la dumneavoastră? E în casă, nu poate să stăie mult, e să mai duci mai prim la piață, mai cumpăr, azi tot a fost la piață pe cezinit, pac, cu saculeță, împărat, bașeie. Și mai vine până la 4, îmi face mâncare și până la 4 ne-a dat mâncare și se duce. Și rămâneți singur? Da. Dar dacă aveți nevoie ceva urgent, cine vă ajută? Da, n-am nevoie de urgent, e ca și căldarea și restul eu m-am eliberat. La 6 dimineața m-am deprins să mă livrez cu burta și nu am treabă așa. Și am înțeles că doamna Marina lucrează până la sfârșitul lunii. Da, măi, până la sfârșitul martie și gata, când mai departe nu e prea lungit. Așteptăm să pui rezultatul, că la televizor a spus că a să plătească, dar am sunat la asistență, a zis că noi nu avem informații, nu știm. Am sunat luni și am sunat marți, a zis că te-am nesăturat atât de suni. Păi, dar suni eu cum rămân? Noi nu știm. Și dacă doamna Marina ar pleca, ce faceți dumneavoastră? Rămân singur, nu mănânc nică. Apă, noi, mâncare, noi. Apoi eu le-am spus la asistență, dar eu ce fac? Mor așa, dar de ce zice așa?
Nu, dar cât ai trăiești fără mâncare, fără apă? Dacă nu, eu nu mă ascult din pat, eu nu pot să mă duc la bucătărie să-mi iau mâncare sau... Cât ați trăiesc eu? Și apă trebuie, schimba trebuie, gunoi trebuie dus. Că e, nu știu, de asistent social, care vine până la urmă să aduce mâncarea. Dar mai departe? Dar mai departe cum? Și că apoi noi nu știm cum mai e la mâncare. Hai să duci până la urmă, dar cum să o mănânci? Trebuie să o pui în frigider, din frigider cum să o iau? Ce puteți dumneavoastră de unul singur să faceți, domnul Vasile? Unul singur numai cât mă scol pe șezut să mănânc. Și atât? Gimnastic fac. Dumneavoastră vă simțiți tot corpul? Acum sunt tot corpul. O leacă mai este la mirișor în jos, iacă câteodată. Câteodată sunt, dar câteodată, dacă lucești, parcă nu chiar gine sunt. Dar ce-i paralizat la dumneavoastră? Partea stângă, jumătate de corp. Dumneavoastră, mâna stângă nu puteți mișca? Mâna, dar corpul tot e aici, tot sunt moși care lucrează, care mumărul, lopatcă, cum spune. E lopatcă, apoi și-a intrat-o în sus, nu putem trage deloc cu truvă și eu, să trăim sus cu curaua. Și piciorul la fel, stâng. Piciorul la fel tot nu lucrează, da. Dar așa în costilii sau nu puteți? Apunam cu și apucat costilii la jumătate de trup. Partea dreaptă trebuie să o tărie pe stânga de urmă. N-are atâta putere să o tărie pe stânga de urmă. În căruț, afară, când ați fost ultima dată? Prin casă am fost în căruț, numai, da, la afară n-am fost. M-am pus în căruț, m-am dus până la bucătărie să se arăt cu mașinca, să pui acolo un băiet, dar afară n-am fost. Afară am fost numai cât la stal și înapoi. Dar doamna Marina așa să vă pună singură pe căruț? În cărucior nu poate. A iercat singur și n-am putut, m-am ținut de trupă și dar m-am învârtit că partea stângă, oare ciorul sprijină, oare cu mâna sprijină, nici mâna, nici ciorul nu pot. Și, nu, m-am învârtit și m-am închicat. Nu putem nici încolo, nici mă șez, nici să mă sui înapoi. Nu știu că ați avut situații când ați căzut și jos. În partea asta am închicat jos și în partea ce am închicat. Și cine v-a ridicat? Aici m-a ridicat salvarea, am chemat, dar în partea aia a dat pojarnic și m-a chemat, dar a treilea oară m-a ridicat unul de sus, la 5 etaj. Ce vârstă dumneavoastră aveți acum? 57. Cum ați putea descrie viața pe care o aveți? Ce viață aveți dumneavoastră? Acum e greu. Și o să fie mai târziu, domn Vasile, dumneavoastră v-ați gândit? Trebuie să ne stăruim, să ne mergem înainte. Ne sculăm în cioare, gimnastică. Sunt șanse, medici spun că sunt șanse că ați putea să călcați din nou. Să vă deplasați singur. E cam nu prea știu ei. Poate da, poate nu, nu știe. Domn Vasile, persoanele care vor vedea interviul cu dumneavoastră, vor vedea situația în care v-ați pomenit dumneavoastră și ar vrea să vă ajute, cât au ei posibilitate, cum ar putea să vă găsească? Aveți o pagină de Facebook, un număr de telefon? Facebook am, număr de telefon am. Cum sunteți scris pe pagina de Facebook? Vasile Cuciuc. Dar un număr de telefon, dacă puteți să-l spuneți. 068 67 31 61. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, vă doresc multă sănătate, putere și sper că fetele dumneavoastră vor vedea interviul cu dumneavoastră, vor vedea mesajul dumneavoastră și să vină la dumneavoastră să vă vadă. Multă sănătate și multă putere. Mulțumim. Doamna Marina, bine v-am găsit și pe dumneavoastră. Bună ziua. Dumneavoastră sunteți asistentul personal al lui domnul Vasile. Da. Vreau să vă întreb, cum ați ajuns la dumnealui? Cum ați dat de el? Am luat macră, căutam în timpul cele de lucru și era familia lui domnul Vasile, adresa, are nevoie de om care să caute de dumnealui. Dumneavoastră atunci vă căutați de muncă, da? Da. Din câte mi-a spus domnul Vasile, de prin 2020 ați venit la dumnealui. Da, din 2020. Un an de zile am lucrat așa. Dumnealui îmi plătea 1.000 de lei. Pe urmă, de la asistență socială. Dumneavoastră deja ați fost angajată în calitate? M-am angajat la asistență socială. În calitate de asistent personal? Da, da. Când ați venit aici la dumnealui, nu vă speriați starea lui? Foarte greu. El era în stare grav, fiindcă el nici nu mânca, îl hrăneam cu lingura. Era greu. Și nu v-a speriat asta? Totuși,
mă gândesc să lepă, dar pe urmă bine să merg înainte, nu? Să am grijă de Domnul. Ce vă era cel mai greu la început cu dumnealui? Cel mai greu era ca să-l dau mâncare. El nu putea să înghită. El se nerva și asta tare. O jumătate de an e foarte greu post. Și tot dumneavoastră îl îmbrăcați, îl spălați atunci? Da, trebuie să spezi, să-l îmbraci, să-l faci mâncare, să-l hrănești. Dacă el nu scoală din pat. Și așa de 4 ani. Da. În februarie, dacă aș fi sănătate, să am 4 ani. Anul ăsta. Doamna Marina, nu au fost momente când credeați că gata, răbdarea se termină și vreți să plecați? Da, au fost momente, dar totuși am răbdat. Dumnealui așa mai are stări de nervozitate? El e un om bolnav și eu trebuie să dau credință. Și uneori se întâmplă că se nervează, dar eu mă stăr ca să rep toate. Asta este misiunea unui asistent personal. Da, este o vorbă că cu bine, acum am uitat eu vorbe asta. E rău. E greu cu rău, dar da, e mai rău fără rău. Da, da. Așa se spune. Așa se spune, da. Au fost situații când, de exemplu, nu știu, o căzut dumnealui jos și nu-l puteați ridica? Da, au fost situații și eu am venit și l-am găsit jos, dar n-am putut să ridic, fiindcă el e chemat, greu? E greu parte și am chemat salvare. Și deja au venit ei și l-au ridicat? Venit salvare și l-au ridicat. Dumneavoastră, la ce oră veniți și la ce oră plecați? 7:30 eu sunt aici, în toată ziua. Și la ce oră plecați? Și abiedul toți aici, în luna la 4, început la 5, eu mă duc. Dar în timpul zilei eu mă duc, cumpăr ce trebuie, prin oraș. Ce faceți dumneavoastră în timpul zilei, cu ce l-ajutați? Ordine, mâncare, ce faceți? Mâncare, curățenie la cuhni. Mă duc pe la magazinul ăsta, cel mai greu, Pampers, să nu găsesc răzmerul lui. Și tot dumneavoastră îi dați mănânci sau deja el singur se descurcă? Eu dacă el nu poate să iei de pe masă. Dacă în seară ceva, poate să ajungă singur, cu mână. Dumneavoastră gătiți mâncare aici sau la dumneavoastră acasă? Aici, aici. Dar din ce zonă dumneavoastră veniți a orașului? De la aeroport, pe Muncești, cu 3 transport. E dificil pentru dumneavoastră. La ce oră vă trezeți ca să ajungeți la 7:30? La ora 5. La 5 dimineață? La ora 6, la oprire. Mai aveți puteri, doamna Marina? Mă rog la Dumnezeu să-mi ajute. Dar dumneavoastră din ce an sunteți? 56. Sunteți la pensie? Da. Ce pensie aveți și dumneavoastră? Mică, mizernă, 1500. 1500 de lei. Și plus deja și salariul care îl aveți de aici. Da. E greu. Da, e greu, fiindcă acum de la Rai Subiesc m-a chemat și mi-a spus că eu lucrez până la sfârșitul lui martie, 31 martie. Dacă eu o să rămân fără de lucru, ce am să fac, ce am să plătesc apartamentul. Dar ce va face domnul Vasile dacă rămâne fără asistent personal? Domnul Vasile, asta într-adevăr nu știu ce să fac. Eu de la Rai Subiesc arăjați lucrez de luni până vineri. Dar vin și sâmbătă, pentru că n-are cine. Și dacă dumneavoastră nu o să mai fiți angajată, nu o să fiți salarizată, și o să faceți, doamna Marina? O să veniți la dumnealui sau? O să mă stără să vin. Mi-a promis ca să dea inia, să plătească 1500, dar el cu ce rămâne pe urmă? El, practic, pensia lui o să vă plătească dumneavoastră. Da, dar el cu ce rămâne? Astăzi, da, se pune întrebarea, cu ce o să discurs și dumnealui? Asta e foarte greu. Ar trebui ca cei de sus să gândească și la persoanele. Da, domnul Cioban, doamna Maia Sandu, într-adevăr, oamenii care bolnavi nu poate nimic să miște, să ajute. Pentru că acum domnul Vasile are noroc de dumneavoastră, el nu mai are pe nimeni. N-are pe nimeni. Soția a dat la răzvot, copiii nu.
Și în ăștia patru ani... pentru mine om străin. Dar vă este jale de el? Mi-e jale pentru că eu tot greutăți am tras și mi-e jale de om bolnav. În ăștia patru ani de când dumneavoastră aveți grijă de dumnealui, a fost vreodată soția sau fetele? Nu. Niciodată? Niciodată. Și cum e să crești, să dai viață copiilor, doamna Marinaș? E dureros. Marinaș, să nu te viziteze când ești da, la pat. Da, e dureros să crești copii și la urmă să nu vină să te vadă, să dai o cană de apă. Dumneavoastră, până ajunge la domnul Vasilie, ce ați lucrat? Ați mai avut grijă de cineva sau ați fost da, plecat? Da, am avut grijă de un om tot invalid la pat. El a acum decedat și fratele lui mi-a dat voie și trăiesc acolo. Dumneavoastră stați în chirie? Tot la chirie, da. Și cât plătiți pentru chirie lunară? Și partieră plătesc și așa, da. Cât dumneavoastră plătiți pentru apartament? Nu, la 2000. Cu tot cu serviciile comunale? Da. Pensia dumneavoastră practic se duce toată. Dar dumneavoastră, n-aveți apartamentul propriu? Am o cameră, dar acolo trăiește băietul meu, nora mea și doi copii. Fetiță în clasa 8, nepoțelă la școală, învață la ucilișe. Dar eu dormim la cuhnă. Și cumva, ca să nu-i deranjați pe ei, da, m-am dus ați trecut la cartier. Da. Dar de unde sunteți dumneavoastră de Baștină? La Soroc. Și de ce nu mergeți acolo sau nu aveți la cine stă acolo? Eu am casă părintească, dar până când am grijă de bolnav, dar pe urmă o să vede. Cumva istoria dumneavoastră se aseamănă cu a domnului Vasilie. Și la dumneavoastră grea viața a fost și la dumnealui. Cam așa. Cumva asta și vă leagă. Cam așa, da. Doamna Marina, eu vă doresc mult sănătate și respect din partea mea, pentru că aveți grijă de un om care e nevoiaș, stă la pat. Vă mulțumesc mult, sănătate dumneavoastră. Iar acum adresez celor care ne privesc. Dacă doriți să întindeți o mână domnului Vasilie, îl puteți contacta la numărul de telefon sau îmi puteți scrie pe pagina mea de Facebook ca să vă dau datele de contact ale dumnealui. Aveți grijă de voi și de cei dragi.